Am pornit pe cărări de dor de folclor românesc și ne-am oprit în Argeș, la un tânăr interpret de muzică populară talentat, care ne adună de fiecare dată, cu drag și cu bucurie în suflet, pentru ceea ce înseamnă frumosul din viața românului. Așadar, bună seara, dragii noștri, și sperăm ca împreună cu dumneavoastră și cu artiștii ce vor urca pe scena de la Mioveni să scriem o poveste muzicală de neuitat pentru interpretul Alin Gabriel Matei. Sunt convinsă că îi cunoașteți evoluția artistică și nu o să uitați că a pornit între ale cântecului cu domnul profesor Valentin Grigorescu la Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești. A continuat sub îndrumare atentă a regretatului artist mehedințean Petrică Mățu Stoian și în prezent a adus pe piața muzicală, anul acesta, primul său album de cântece populare, intitulat Omule ce gânduri ai, cu sprijinul îndrăgitei artiste Niculina Stoican.
În același timp, trebuie să amintim și faptul că părinții l-au susținut în continuu și încă îl susțin pentru a rămâne bine ancorat în această lume mirifică a cântecului popular românesc. Tinerețea mea frumoasă este titlul spectacolului nostru dedicat lui Alin Gabriel Matei, în care avem deosebită plăcere să fie prezent la pupitrul maestru Cristi Caliu, dirijor al orchestrei profesioniste Rapsodia Vâlceană, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, iar pe această cale mulțumim foarte mult domnului manager Alin Pavelescu pentru sprijinul acordat. Merită din plin aplauzele dumneavoastră, mai ales că spectacolul nostru a avut ca și deschidere un moment extraordinar, susținut de Orchestra Rapsodia Vâlceană. Tot în aplauzele dumneavoastră, îl invit în scenă pe Alin Gabriel Matei, tânărul nostru sărbătorit de astăzi. Mai întâi de toate, bună seara, Alin Gabriel Matei. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și din bănișorii pe care îi aveți să cumpărați bilet și să veniți să ne vedeți. Vă mulțumim din suflet și să știți că pentru dumneavoastră facem tot ce facem. Alin, mai întâi de toate, eu vreau să-ți urez succes pe acest drum frumos al cântecului popular românesc și totodată să-ți doresc succes în toate proiectele tale personale. Aș vrea să-ți mai spun așa, niciodată să nu te depărtezi, să nu te abați de la cântecul popular, în primul rând pentru faptul că ai o voce frumoasă, în al doilea rând, din respect pentru regretatul nostru artist Petrică Mățu Stoian, care împreună cu doamna Niculina Stoican, iată doi artiști de frunte ai țării, au considerat ca tu să fii prezent în lumea folclorului românesc. Iar acum te las să bucuri publicul cu cântecele tale, acompaniat de Orchestra Rapsodia Vâlceană, Alin Gabriel Matei. Și dacă îmi permiteți, am ținut neapărat să fie alături de mine maestru Cristi Caliu și Orchestra Rapsodia Vâlceană, pentru că, maestru, nu știu dacă știți, de eu jumătate vâlcean. Tata e de la Vâlcea, de la Cernișoara. Și am ținut neapărat ca dumnealor să fie lângă mine astăzi și vreau să-i aplaudați. Iar acum primul cântec este de pe primul meu album, se numește Te văzui prin prunișori. Un album pe care l-am realizat, așa cum a spus și doamna Ioana, cu sprijinul doamnei Niculina Stoican și împreună cu Orchestra Națională Lăutari și maestru Nicolae Botgros. Sunt tare amatori, mă, că nu vreau nimeni să știe. Ei, nu vreau nimeni să știe că ești amorează mie, bila naibului Mărie. Că nu vreau nimeni să știe, dar nu vreau nimeni să știe că ești amorează mie, bila naibului Mărie. Hai, doamnă! Da,
mai pe seară după cină. Vin la tine în grădină să te culc lângă inimă, să te pun pe pat de flori, să te iubesc până mori, să vezi cum te trec fiori, mă. Că nu vreau nimeni să știe, ei, nu vreau nimeni să știe, când ești amorează mie, grea naibului Mărie. Că nu vreau nimeni să știe, dar nu vreau nimeni să știe, că mi-ești amorează mie, grea naibului Mărie. Toți maestre! Și ți-am spus, mândru, ți-am spus, ce-i prea mult, e greu de dus, dar niciodată de ajuns. Îi lasă-mă că și tu vrei, cu capul pe sânii tăi, pupa iarna-na pe ei. Că ești una la o mie, că ești una la o mie, de-aia cum îmi place mie, grea naibului Mărie. Acum cât mai am putere, acum cât mai am putere, dau inimii arei ce-mi cere și ție-ți fac pe plăcere. Șa! Cum? Mulțumesc. Mulțumesc. Cum vă cheamă pe voi? Delia. Și pe tine? Alesia. Și în ce clasă sunteți? A patra. Și tu? A doua. Să fiți sănătoase. Pentru toți cei ce au probleme cu inima, din dragoste, că așa e mai frumos. Au, au, inima rău, mă doare săraca, am o minte ticăloasă, o inima ambițioasă. Au, au, inima rău, mă doare săraca, am o minte ticăloasă, o inima ambițioasă. Că tot ce-mi cere inima, muncesc ca să-i pot da. O lună și o săptămână să-mi fac inimioara bună. Tot ce-mi cer inima, muncesc ca să-i pot da. O lună și o săptămână să-mi fac inimioara bună. Sus, maestre! Ia să auzi, maestre! Au, au, inima, ce să mă mai fac cu ea, dacă ar ști nevasta ta și mai tare te-ar durea. Au, au, inima, ce să te mai faci cu ea, dacă ar ști muierea ta și mai tare te-ar durea. Dar ști ce are în bătătură, n-ai mâncat ciorbă o lună, apă și pâine uscată, să n-ai vreo poftă ciudată. Dar și ce are în bătătură, n-ai mâncat ciorbă o lună, apă și pâine uscată, să n-ai vreo poftă ciudată. Hai da! Au, au, inima, ce să mă mai fac cu ea, că eu aș fi om cu minte, dar eu o ia înainte. Au, inima, ce să mă mai fac cu ea, că eu aș fi om cu minte, dar eu o ia înainte. Mintea că mi-o zăpăcește, gura fără ea vorbește,
Uite așa intr-un păcat și eu să ne vinovat. Dar mintea că-mi o zăpăcește, gura fără ea vorbește. Uite așa intr-un păcat și eu să ne vinovat. Hai da! Au, au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au, au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Că nu găsesc în farmacie lea cu ce-mi trebuie mie, că-mi trebuie una frumoasă să scoată junghiul din oasă. Dar uite așa vreau să trăiesc și ce-mi place să iubesc. Dar și acum vă părăsesc, că mă duc să o găsesc. Au, au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au, au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au! Având atâtea flori de la fanele tale, practic nu mai poate să spună nimic. Domnișoara Ioana, da. Stați așa că avem o fată aici în orchestră, maestră, lasă un buchet de flori, dați-i da, fetei. Da. În anul 1996 s-a născut în comuna Corbi, județul Argeș, Valentin Precup, cel care avea să cucerească lumea muzicii populare cu talentul său nemaipomenit. La ora actuală, este unul dintre cei mai apreciați tineri care cântă la instrumente de suflat. Valentin Precup!
Rămâi puțin, Valentin, pe scenă. Vreau să vă spun că în anul 2011 am realizat pentru o altă televiziune unde am lucrat prima dată, se chema Absolut TV, o filmare în comuna Curbi, acasă la meșterul Ion Rodoș. Și am avut un grup de copii la fluier. În acel grup era și acest tânăr talentat care astăzi este în fața dumneavoastră, Valentin Precup. Nu vreți să știți cât era de micuț și de slăbuț. Iar unul dintre colegii mei de la camere mi-au spus, zice, cel din margine, nici nu știam exact cum îl cheamă, cel din margine cântă foarte frumos la fluier. Și acel copil din margine nu era nimeni altul decât Valentin Precup. Merită aplauzele dumneavoastră din plin, este profesor la liceul Dinu Lipati și este unul dintre tinerii instrumentiști apreciați de muzicienii din România. Deci nu doar de muzicanți, chiar de muzicienii din România. Aplauze, Valentin Precup! Mulțumesc! Mulțumesc! Omule cu viața în palmă este titlul albumului care i-a adus succes argeșanului Crinu Spătaru. Mesajul cântecelor sale a ajuns în sufletele românilor de pretutindeni, fapt ce l-a propulsat pe un loc fruntaș în arealul muzicii populare argeșene. În aplauzele dumneavoastră, Crinu Spătaru! Bună seara și bine v-am găsit, dragi argeșeni! Mă bucur să revin la Mioveni, în mijlocul dumneavoastră. Vreau să felicit din suflet pe domnișoara Ioana Anton pentru această frumoasă inițiativă și totodată vreau să-i urez mult succes mai tânărului meu coleg, Alin Gabriel Matei, să-i doresc multă sănătate și putere de muncă și să-L iubească Bunul Dumnezeu și dumneavoastră, Marele Public. Mulțumim din suflet orchestrei noastre dragi, Rapsodia Vâlceană și maestrului Cristi Caliu. Vrea mândruța mea doar banii, lai la 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 la, că e tânără de ani, lai la la la. Zice că bine ar sta, lai la 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 la, e nouă de și-ar lua, lai la la la. Stai mândruța, stai un pic, lai la 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 la, că nu mă las păcălit, lai la la la. E de ți-o-i cumpăra, lai la 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 la, la schimb mândră ce mi-ai da, lai la la la. Îți dă-ne ca banii să oftești dușmanii și să te gătești, să te fudulești. Așa! Bine, bine! Vrea mândruța și cu joc, lai la 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 la, când iese în sala joc, lai la la la. Legătoare și maramă, lai la 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 la, mă bagă la cheltuială, lai la la la. Vrei mândruță și cercei, lai la 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 la, dar bănuți de unde ei, lai la la la. Îți anei ca și papuci, lai la 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 la, dacă îi dai buzele dulci, lai la la la. Îți dă-nei ca banii să oftești dușmanii și să te gătești, să te fudulești. Vrea mândruța mea tot vrea, lai la 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 la, dar bănuți de un să ia, lai la la la. Că neicuța omenos, lai la 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 la, știe să mintă frumos, lai la la la. Stai mândruța, stai așa, lai la 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 la, că nu ți-ai făcut plata, lai la la la. Buzunarul am golit, lai la 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 la, de-i că-i bun doar de iubit, lai la la la. Ți-a dat neica banii să oftiști dușmanii și să te gătești, pe el să-l iubești, lai la lai la. Vă mulțumesc din toată inima
Un băcutorul cântec e bun pentru Domn dacă l-ascultă Doamnele, să știți. Foaie verde de sus ai, ce nevastă-mi luai, mică și a dracului, sare-n cap bărbatului. Foaie verde de sus ai, ce nevastă-mi luai, mică și a dracului, sare-n cap bărbatului. Măi nevastă, dacă zbura, că prea mult întregi măsura, dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte. Măi nevastă, dacă zbura, că prea mult întregi măsura, dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte, mă. Să nu vă supărați, doamnelor, așa e cântecul. Ai dreptate sau nu ai, tot mereu din gură dai, că e bine sau nu-i bine, vrei să fie tot ca tine. Ai dreptate sau nu ai, tot mereu din gură dai, că e bine sau nu-i bine, vrei să fie tot ca tine. Măi nevastă, dacă-s gura, că prea mult întregi măsura, dacă-s gura, ține minte, bărbatul merge înainte. Măi nevastă, dacă-s gura, că prea mult întregi măsura, dacă-s gura, ține minte, bărbatul merge înainte. Tot mereu mă cicălești, n-ai de gând să te oprești, ai fi bună nevestică, dar gurița te cam strică. Tot mereu mă cicălești, n-ai de gând să te oprești, ai fi bună nevestică, dar gurița te cam strică. Măi nevastă, dacă zbura, că prea mult întregi măsura, dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte. Măi nevastă, dacă zbura, că prea mult întregi măsura, dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte. Dragii mei, rămânem cu cântecul tot în Argeș, cu o interpretă frumoasă, talentată și îndrăgită de noi toți. Emilia Ghinescu! Bună seara! Bună seara, mă bucur să fiu lângă dumneavoastră. Și bineînțeles lângă Alin. Și iubesc doar ce vreau eu. Am dușmani arză iar focul, care mă vorbesc de rău, ca oriunde-mi găsesc locul, și iubesc doar ce vreau eu. Am cu ce, de ea mă vor mândrele mai, bani am minte, cât din cape, pupa de arătata pe toate. Am cu ce, de ea mă vor mândrele mai, aminte, chi din cape, cu bani arăta ta pe toate așa. Și că ei nu fac ce vor, la
iubi și pe ale lor. Să le arăt că sunt al dracu și că eu nu fac ce vor. La mândrele sucesc capul, l-o iubi și pe ale lor. Am cu ce, de ea mă vor mândrele, mă. Bani am minte, chitine cape, cu bani arăta ta pe toate. Am cu ce, de ea mă vor mândrele, mă. Bani am minte, chitine cape, cu bani arăta ta pe toate. Doar de Dumnezeu mi-e frică, de nimeni altcineva. Dușmanii să-mi poarte pică, să moară de grija mea. Doar de Dumnezeu mi-e frică, de nimeni altcineva. Dușmanii să-mi poarte pică, să moară de grija mea. Am cu ce, de ea mă vor mene de lemă. Bani am minte, chitine cape, cu bani arăta ta pe toate. Te iau mă vor menedrele, mă. Bani am minte, că-i bine toate, cu bani arăta ta pe toate. Mulțumesc din inimă, vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamne ajută. Mi-a zis să rămân tânără mereu la ureche, să știți. Mulțumesc. Să rămână. Argeșenii sunt într-adevăr oameni frumoși. Eu sunt tristă că nu vă cânt des atât cât ar trebui și cât mi-aș dori eu. Și că colind așa țara prin toate județele, dar aici în Argeș ajung destul de rar. În ultimul timp am ajuns mai des datorită Ioanei și spectacolelor ei și datorită colegilor mei dragi. În această seară, datorită lui Alin Gabriel Matei, eu îi spun Alițu, așa îi spun eu Alin, pentru că mi-e mai ușor și pentru că îl cunosc de când era copil și doresc din tot sufletul meu să urce sus, 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 să mă depășească mult mai mult și să dea Dumnezeu să rămână aici pentru noi în Argeș un nume emblematic, dar și pentru țară și pentru muzica populară, să lase multe, multe cântece frumoase, pentru că merită și are o voce frumoasă. Iar eu, atât cât pot eu și cât mă lasă Dumnezeu, să fiu lângă el și să-l ajut. Așa că îi mulțumesc din suflet pentru faptul că este lângă mine. Te iubesc și tu știi asta. Ești minunat. Și îți doresc din tot sufletul meu să-ți realizezi tot ce ai visat tu, toate visurile tale, nu visele tale, toate visurile tale să devină realitate și să nu uiți un singur lucru, că atunci când ceva nu se îndeplinește sau nu ajunge la finalitate, este pentru că Dumnezeu nu vrea să treci prin lucrul ăla și pentru că nu-i pentru tine. Și să-l accepți ca atare și să te bucuri de tot ce-ți oferă viața și Dumnezeu. Pentru că ai lângă tine niște oameni minunați, părinții care te ajută și familia ta. Și ești un om iubit de Dumnezeu și asta contează foarte. Mulțumesc din suflet. Din suflet. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Știți că sunteți o persoană specială pentru mine și mă cunoașteți de când eram mic. Ați fost lângă mine, mă ajutați, vă mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, Emilia Ghinescu. Mulțumesc din inimă. Alin Gabriel Matei pentru dumneavoastră în această seară. Te las, micuțe, te las. Și deloc nu-mi e necaz, că prea mult am suferit pentru o leagă de iubit. Te las, micuță, te las. Și deloc nu-mi e necaz, că prea mult am suferit pentru o leagă de iubit. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine n-o găsești multe, să vedem de-ți o fi bine și te-i mai bună ca mine. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine n-o-i găsi multe, să vedem de ți-o fi bine și de mai bună ca mine.
mândre dacă îi ține, ca enor face cât mine. Că dacă am să te las eu, ți s-a dus norocul tău. Zice mândre dacă îi ține, ca enor face cât mine. Că dacă am să te las eu, ți s-a dus norocul tău. Du-te, nică, du-te, du-te, ca mine noi găsim multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Du-te, nică, du-te, du-te, ca mine n-o găsești multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Așa. Și nu-i nici o supărare. Că dacă am să te las eu, s-a dus și norocul tău. Te las cu mândrele tale. Și nu-i nici o supărare. Că dacă am să te las eu, s-a dus și norocul tău. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine n-o găsești multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine noi găsim multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine noi găsim multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Du-te, nică, du-te, du-te, la mine noi găsim multe. Să vedem de-ți-o fi bine și de mai bună ca mine. Du-te! Eu zic că e cel mai frumos să lăsăm în urmă trecutul și să privim cu drag și cu bucurie spre viitor. Așa vă îndemn și pe dumneavoastră, cu încredere în Dumnezeu întotdeauna. Vă mulțumesc din inimă, rămân a dumneavoastră, Emilia Ghinescu, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc orchestrei, mulțumesc din inimă, mulțumesc! Nicolae Datcu provine din Buzău, Pietroasele, dintr-o familie numeroasă cu 5 frați. De la o vârstă fragedă s-a mutat cu familia la București, însă vacanțele le-a petrecut la bunicii săi, care ascultau multă muzică populară, acest lucru făcându-l să se îndrăgostească iremediabil de folclor. La ora actuală este considerat de către specialiști unul dintre cei mai reprezentativi interpreți ai zonei Buzăului. Nicolae Datcu! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Mioveni, nu? Știam eu! Dragii mei, mă bucur foarte mult că astăzi sunt invitat unui drag și bun prieten și coleg, pot să spun așa. El este colegul meu de Ministerul de Interne, dar cât de curând, colegul meu la ansamblu Ciocârlia, Alin Gabriel Matei, va fi colegul meu în primăvară, cât de curând. L-aștept cu tot dragul și vreau să-i mulțumesc, cum spuneam mai devreme, din suflet, pentru că m-a invitat. Eu îl cunosc tot la fel de când era mititel, frumușel. M-am întâlnit cu el la un spectacol și mi-a zis: domnul, știți că eu vă cânt cântecul ăla? Foaie verde și o alună, dar fii mândră, fată bună, măi, mă. Și eu am zis: măi, tu o să fii mare și foarte, foarte mare artist. Nu cred! Și uite că așa e, a ajuns mare artist. Aplaudați-l, vă rog eu frumos, că merită. Vino un pic să te vadă cât de mare ai crescut publicul. Ia uitați, mă fac eu mai mic ca să pară el mai... Spune, ai uite, ți-ai zis că așa s-a întâmplat la prefectură, la Pitești, țin și acum minte, eram copil și l-am întrebat dacă pot să cânt Foaie verde și o alună, de-ar fi mândra fată bună. Când m-ai văzut tu prima dată, spune ce ai zis. Recunoaște la oameni. Ce ai zis? Am zis că ești bun și ai să fii bun. Am zis. Și am zis. A zis. A zis. Aplaudați-l, că am zis. Aplaudați-l. N-am zis? Glumesc. Mulțumesc, Nicu, că ești alături de mine. Tu meriți mai multe lucruri și tu meriți multe, multe, multe lucruri frumoase. Meriți să fii totdeauna în fața publicului. Ești un copil talentat, cu o voce bună, cu repertoriu frumos. Și merită, domne, când omul merită, merită. Eu nu mai... Te las în fața publicului. Mulțumesc că ești alături de mine. Cu drag, cu tot dragul de fiecare dată când o să mă chem, am să vin cu toată dragostea și cu toată inima aici. Și poate anul viitor venim cu Ciocârlia. Trebuie neapărat, cum să nu, fără probleme, aici la Mioveni. Și să cântăm împreună, nu numai eu, că de-aia am venit, să cântați cu mine.
Șapte mândre mă iubeam, mă. Șapte mândre, șapte sate, și mi le iubeam pe toate, și mi le iubeam pe toate. Și toarnă pahare, toarnă șomea, că vinul-i bun din via mea. Și la 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 la. Mândrele dinainte, cine le-o mai ține minte? Omul viață-i trecător, omul viață-i călător, omul viață-i călător, măi. Și toarnă pahare, toarnă și-o-mi bea, că vinul-i bun din via mea. Șa-la-la-lai, la-la-la-la-la-la, la-la-la-lai, la-i-au. Oh, ce frumos! Hai! Foaie verde mărgresesc, măi. Foaie verde mărgresesc. Nu-mi-e ciudă că trăiesc, mi-e necas că-mi bătrânesc, măi. Mătrânesc și nu mai pot să iubesc, și nu mai pot să iubesc, măi. Și toarnă pahare, toarnă și-o bea, că vinul-i bun din via mea. Și la 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 la. Și adu paharul, adu și bea, că vinul-i bun din via mea. Și la 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 la. Mulțumesc! Oh, Flor! Oh, Flor! La curtea de arce. Da, bine ați venit, domnul consilier. Mă bucur că mi-aduceți flori. Bravo! Așteptam să mi-aducă și niște doamne flori, dar nu mai sunt pe aici. Nu mai au plecat. Ia uite-mă și le-am dat și bani de flori. Ce sunt cu oamenii ăștia în ziua de azi, domnule, nu mai poți, domnule, nu mai pot. Am cheltuit o groază de bani pe flori și... Dragii mei, am o sârbă frumoasă care vreau să o dedic tuturor bărbaților care iubesc. Mâna sus, bărbații care iubesc în această... Bravo, domnul! Domnul Cămașă Roși! Mamă, când am zis care iubesc, care ridică asemenea. Cam cuminți bărbații pe aici, până la Mioveni. Cum? Mai spuneți odată că nu v-am auzit. Ați glumit, dar ați iubit. Lasă că ați ridicat mâna când ați auzit de iubit. Domnul de lângă dumneavoastră n-a mai avut loc să ridice mâna. Cum, ce a spus? Da, aveți dreptate, ca la Godeanu. A, cu Godeanu Cârlic, da, o comună. Dragii mei, de-aia vă spuneam că dedic această melodie tuturor bărbaților care iubesc și în post. Sunt și bărbați care iubesc în post? Da? Și din aceia care nu iubesc în post? Hă? Mai puțin. Păi dacă nu iubești, atunci de ce trăiești, frat? Ați fost iubit ca și mine. La tine nu mai plec. Stau cu tine-n pădurele, cât e cerul plin de stele. Preotul-n biserică păcatele numără, dar nu-mi dă canoane multe, că-s cu Maria Măgure. Preotul-n biserică păcatele numără,
dar unde ca doane multe, că-ți cu Maria făcute, bă! Așa e! Să-ți impost și să fiu om credincios. Nu mă lasă să cinez, nu mă lasă să iubesc. Totu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi tăca toate multe, că-s cu Ioana făcute. Totu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi tăca toate multe, că-s cu Ioana făcute, măi, așa e. Până vine zi de dulce, eu poate ne voi duce. O las cu păpuțele, că m-așteaptă mândrele, mă. Rotu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi dă ca doane multe, că-s cu Irina făcute. Rotu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi dă ca doane multe, că-s cu Irina făcute, bă, așa e. Postoie pe terminate, adunai multe păcate. Unele-s vec neiertate, mândrele sunt vinovate. Preotu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi dă ca toate multe, că-s cu Maria făcute. Preotu-n biserică, păcatele numără, dar nu-mi dă ca toate multe, că-s cu Maria făcute, bă! Mulțumesc! Vai, ce frumos aplaudați! Mai aplaudați! Vai, ce frumos să vede de aici, după scenă, aplauzele, mai aplaudați. Mulțumesc mult, sănătate. Bună seara. A, nu, ăsta e al meu, scuze. A, era mai frumos ăla, n-am primit și eu. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți parte de bucurie, de fericire și nu uitați, ne vedem la televizor. Mulțumesc, orchestra! S-a făcut repede remarcat, atât de specialiști, dar și de public, datorită dibăciei cu care interpretează cântecele populare mehedințene, zonă pe care o reprezintă cu multă cinste. Mesajele cântecelor interpretate de Marian Medregoniu au o țintă precisă și anume inimile iubitorilor de cântec popular românesc de pretutindeni. Marian Medregoniu! Bine v-am găsit, sănătoși! Joacă lumea, joacă-l dai la 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 la, după torogoacă-l dai la la la, lăutarii cântă-l dai la 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 la, jucă-mi ca la nuntă-l dai la la la, chiuie muierile la 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 la, să leagă-n poalile la 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 la, jucă-mi până să pune ploaia la 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 la, ăsta-i dansul ca la baia la 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 la. Cimponoare, taie colță, ci la poale, taie colță, ci la poale, că ea mă bagă-n poale.
s-a domnit caldai la dai la găuri o pin caldai la dai la dato nu s-a lasă dai la dai la muncea că drăcoasă dai la dai la chiuie muierile dai la la dai la 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 să leagă năpoalile la el la dai la jucăm până se pune ploaia la 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 ăsta-i dansul ca la baia. Hop, hop, hop. Hai da hop, hai da hop. Cum îndrage mână lai la 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 joc o săptămână lai la 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 joc nu mă opresc la el la da la la și nu o să nesc la el la la chiuie muirile la 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 să leagă năpoalile la el la la jucăm până se pune ploaia la 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 ăsta-i dansul ca la mehedinți hai da hop hai da hop. Ia-uzi mândră, ia-uzi ia cum ce strică mumă ta ce-am pe cea că ești cu mine am stat mută 4 zile. Jocuri ca la munce, lai la 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 nor mai fi niciun gel, lai la 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 cântător o goată, lai la 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 toată lumea joacă, lai la 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 chiuie muierile, lai la 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 să leagă năpoalile, lai la 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 jucăm până se pune ploaia, lai la 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 ăsta-i tanțul ca la baia, lai la 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 chiuie muierile, lai la 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 să leagă năpoalile, lai la 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 jucăm până se pune ploaia, lai la 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 ăsta-i tanțul ca la baia, lai la la la. Mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Aș vrea și un ropot de aplauze pentru orchestră, pentru Rapsodia Vâlceană. E o bucurie să cânt cu dumnealor de fiecare dată. Bună seara dumneavoastră și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu astăzi aici, în Argeș, alături de bunul meu prieten. Eu, în primul rând, sunt în calitate de prieten lângă el, apoi și de coleg, că dacă eram doctorii făceam injecții, dar dacă sunt cântăreț, am venit să cântăm, nu? Să vă cântăm dumneavoastră. O să vorbesc de el după cântecul ăsta, că o să-l și chem lângă mine. Să cântăm și o sârbă ca la mehedinți. O cântăm? S-a învățat mândra cu bani, uită că acu' 2 ani ce capul meu să-ți nea, să-mi s-aruge gurița. S-a învățat mândra cu bani, uită că acu' 2 ani ce capul meu să-ți nea, să-mi s-aruge gurița. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul, îi iau înapoi ce-am dat și mă caduci pe pat. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul, îi iau înapoi ce-am dat și mă caduci pe pat. Bă! Învățai la iubit bine și trai bun cum să ține. Și acum vine la iubit numai dacă are căștig. Învățai la iubit bine și trai bun cum să ține. Și acum vine la iubit numai dacă are căștig. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul, îi iau înapoi ce-am dat și mă caduci pe pat. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul, îi iau înapoi ce-am dat și o aduc la calafat. Hey, ho! Hey, ho!
că nu-s eu al nimănui să fiu prostul satului. Eu-mi văz tot eu strâng să-mi o saturge cășcic. Că nu-s eu al nimănui să fiu prostul satului. Eu-mi văd și eu strâng să-mi o saturge cășcic. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul. Îi iau înapoi ce-am dat și mă caduci pe pat. Dar mă fac și eu al dracu și repede îi pun capul. Îi iau înapoi ce-am dat și mă caduci pe pat. Vă mulțumesc din tot sufletul, sunteți extraordinari. Eu știam că publicul din Argeș este unul iubitor, dar uitasem că n-am mai fost de mult în Argeș și îi mulțumesc colegului meu și prietenului meu, Alin Gabriel Matei, pentru că m-a adus în fața dumneavoastră. Pe Alin l-am cunoscut cu câțiva ani în urmă, el este al dumneavoastră, este argeșan, dar vi l-am luat. Este și... al nostru acum, este al nostru, al mehedințenilor. Bineînțeles, prima dată adus în mehedinț de mentorul nostru și de înaintașul nostru, de domnul Petrică Mățu. Dar acum este al nostru, al tuturor, mai ales de când se află sub aripa protectoare a doamnei Niculina Stoican. Este al nostru, al mehedințenilor. El de pământ oricum e oltean și argeșan. Dar acum n-aveți ce să faceți. E și al nostru. Ce ziceți? Cântăm un cântec împreună eu cu el? Păi să vină în scenă, nu? Aplauze pentru Alin. Să nu mai zică lumea că suntem la concurență. Vă zurăți, da? Am zis să cântăm și amândoi. Că tot scrie lumea, domne, ești în concurență cu Medregoniu, ești... Nu, suntem prieteni. Hai să cântăm și amândoi. Și mai cântăm și frumos amândoi. Sate, și cu pene-n fiftenia o găsi pe mândra mea. Cu pălăria pe-o parte, iubii mândre din trei sate, și cu pene-n fiftenia o găsi pe mândra mea. Că din toate câte a fui, asta mi-a pus haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să-mi o mai dea. Că din toate câte a fui, una mi-a pus haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să mi-o mai dea. Șa, 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 șa! Ia să auzi ce-am eu. Am îndră cu ochii verzi, de te uiți la ea te pierzi. Nu spune vorbe mustrate, zici că ea le-ar ști pe toate. Am alta cu o căprui, m-a făcut din cocoș pui. Nu știe vorbe mustrate, zici că ea le-ar ști pe toate. Că din toate câte avui, una mi-a pus haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să-mi o mai dea. Că din toate câte avui, asta mi-a pus haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să-mi o mai dea. Mă sănuți-o dea să o țină la ea. E bine și așa. Și așa. Și așa, și așa. Vino noapte și trezi, să ajung la ochii mândri. Să-i duc florile de trei, să prind cu mândrate mei. Vino noapte și trezi, să ajung la ochii mândri. Să-i duc florile de trei, să-i prind cu mândrate mei. Că din toate câte avui, asta mi-a pus haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să-mi o mai dea. Că din toate câte avui, asta mi-a prins haina-n cui. Mi-a prins bine inima și nu vrea să-mi o mai dea. Hei!
Felicitări! Ce să zicem? Mai cântăm una? Ascultă-mă! Ia-uzi! Ia să aud, ia! Geaba mă sculai de noapte, că nu le iubi pe toate. Geaba mă sculai de noapte, că nu le iubi pe toate. Rămasără supărate și fete și măritate. Rămasără supărate și fete și măritate. Și iarău iubitul pune capul, dar nu mă las de-al dracu. De iubitul m-oi lăsa, cunosc una scândura, mă! Așa, așa! Gorju! Ia zi să te aud. Știi, nană, ce-am pus de gând, mă? Ce, mă, ce? Să mă fac un om cinstit. Știi, nană, ce-am pus de gând, să mă fac un om cinstit. Om cinstit și bun de muncă, cu șapte mândre pe lungă. Om cinstit și bun de casă, cu șapte mândre pe acasă. Și iarău iubitul pune capul, dar nu mă las de-al dracu. Dar cum dracu să mă las, văd pe altul, e necaz. Așa, așa, așa. Ia uzi, Mariane, ia, ia. Fă-mă, Doamne, cum am fost, mă. Cum? Băiat tânăr și frumos. E bătrân, sărac. Fă-mă, Doamne, cum am fost, băiat tânăr și frumos. De mai face cum am fost, aș mânca miercurea post. Și pe mândra tinerea aș posti și vinerea. Și iarău de iubit nu m-oi lăsa, cunosc una scândura. Până mi-o pune scândura popa cu cătelnița. Așa, așa, așa. Nici atunci, ba, ba, ba. Păi dacă te văd pe tine, vin în casă. Așa-mi zic mândrele mele. Tu te-i după ele. Ce câștig să-mi part cu ele. Așa zic mândrele mele. Ce câștig să-mi par cu ele. Eu par ale nu lui da, dar încălțăminte lui lua. Că mi-e rușine cu ele, desculțe pe potecele. Și iarău iubitul pune capul și nu mă las al dracu. De iubit eu m-oi lăsa, când o suna scândura. Când o suna scândura popa cu căldelița. Hei! Mulțumim! Invit acum în fața dumneavoastră o artistă ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. O iubim cu toții, o îndrăgim și totodată vreau să-i mulțumesc încă o dată pe această cale pentru că a răspuns prezent fiecarei invitații în emisiunile și spectacolele pe care le-am realizat. Maria Ghinea!
Bună seara și bine v-am găsit! Să știți că am venit cu mare drag astă seară. Pe Alin îl știu de când era un copil și a venit într-o emisiune TV alături de domnul Petrică Mățu Stoian. El un copil firav așa, dar plin de încredere. Și după acel concurs, el a reușit să dovedească premiul pe care și l-a însușit. Apoi, mai târziu, ne-am întâlnit în spectacolele orchestrei Ciocârlia, unde la fel era protejat de domnul Petrică Mățu Stoian. Iar astăzi te invit aici să mulțumim publicului pentru faptul că astăzi și-au rupt din timp și-au venit să bucure un copil care vrea să demonstreze că poate, că dăruiește cu cântecul tot ceea ce el a înzestrat Dumnezeu și să promis că mă invit când vei avea vreo 50 de ani de carieră, așa. Cum să nu? Vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc doamnei Maria Ghinea pentru că este alături de mine și întotdeauna a fost alături de mine și cum am spus și la spectacolul dumneavoastră și o spun cu toată asumarea, sunteți printre puținii artiști mari care ajută tineretul. Să știi că și eu am avut nevoie de un om pe care Dumnezeu mi l-a binecuvântat prin doamna Maria Dragomiroiu și eu îți doresc din tot sufletul să fii la fel de fericit cum sunt eu atunci când oamenii sunt alături de mine. Doamne ajută, să fim sănătoși! Mult succes și multe bucurii! Mai sunt fericită deodată. Știți de ce? Orchestra. Orchestra mea de la Vâlcea. Eu și dirijorul Cristi Caliu, doi copii tineri, 18 ani. Voiam să demonstrăm că noi putem. Astăzi el dirijor și multe aplauze, vă rog să-i dăruiți, alături de colegii mei dragi pe care îi prețuiesc și cu care vă oferim un strop din sufletul nostru. Thank you.
pe pământ să las mai. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Mulțumesc tare mult! Ia să vă văd pe toți cu aplauzele sus! Neicuță cu nume sfânt și cu firea de om plin, dacă tu mă vezi frumoasă, ține-mă la tine acasă. Ține-mă la tine acasă. Mai neicuță pui de lele, intra și mințile mele. Eu încerc să-mi te scot, dar târziu și nu mai pot, măi. Mai neicuță pui de lele, intra și mințile mele. Eu încerc să-mi te scot, dar târziu și nu mai pot. Tăi, că și alte mândre vrei, dar nu mă ține încurcată, să tot bat la tine-n poartă, să mă afle lumea toată. Mai neicuță pui de lele, intra și mințile mele. Eu încerc să-mi te scot, dar târziu și nu mai pot, mă. Mai neicuță pui de lele, intra și mințile mele. Eu încerc să-mi te scot, dar târziu și nu mai pot, mă. Dacă nu-ți pe placul tău, spune-mi chiar de mi-o fi greu, că nu mă supăr prea tare, dacă alta-i mai în stare să facă voile tale. Mai neicuță pui de lele, intra și mințile mele. Eu încerc
să mi te scot, dar târziu și nu mai pot, măi. Măi neicuță, pâinelele, intră și mințele mele, eu încerc să mi te scot, dar târziu și nu mai pot, măi. Vă mulțumesc tare mult. Și dumneavoastră tot de la București? Din Arceș. A, doamna Carmina, vă îmbogățiți, să știți. Și-a schimbat look-ul. Vă iubesc, vă prețuiesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți ani frumoși, zile frumoase și aplauze pentru orchestra Rapsodia Vâlceană și Cristi Caliu. Să vă aud pe toți! Mulțumesc și vă prețuiesc! Angajată a ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu, Victorița Lăcătușu a participat la nenumărate spectacole și turnee atât în țară cât și în străinătate, fiind o adevărată mesageră a cântecului gorjenesc. Victorița Lăcătușu! Bună seara, bine v-am găsit, sănătoși! Spune-mi, inimioară, ce e să fac cu neica de acum, că mi-e tare drag, că mi-e tare drag și mor de dor. La mine nu trece și tot călător. Of, dorul-i greu, mi-e tare greu, s-a pus neguleță la sufletul meu. Of, dragostea, e boală grea, s-a pus neguleță și nu se mai ia. Așa suflet, vă mulțumesc din suflet, mă bucur foarte tare că sunt astăzi seara aici, la Mioveni, în această sală, unde acum 7 ani de zile, vă rog frumos, tot așa am fost alături de o prietenă dragă și am aniversat-o și astăzi am venit cu emoții mari, chiar foarte mari. Vreau să-l felicit și să-l chem pe Alin Gabriel, dacă este, dacă nu, pot să spun și fără să fie el aici lângă noi. Vreau să-l felicit pentru, cum să spun, un băiat extraordinar, are o familie frumoasă, un băiat talentat, are tot ce vrei. I-am spus în culise, zic, ești atât de dezinvolt pe scenă, deci când cu atâta dezinvoltură, eu nu sunt așa. Eu am emoții și la vârsta asta, de vorba aceea, 30 de ani de carieră, și eu tot am emoții, așa e, Gabriel? Mulțumesc frumos de la Otopen, doamna. Mulțumim! Să te felicit încă o dată, Alin Gabriel. Vă rog frumos, aplauze pentru Alin.
Un băiat minunat. Îmi este drag, ca și copilul meu, pentru că și eu la rândul meu am o fată care cântă și știu ce înseamnă să faci acest lucru. Felicitări încă o dată, felicitări pentru părinții tăi, pentru că te sprijină. Felicitări pentru tot ceea ce faci tu. Felicitări! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc din suflet! Doamna Victorița Lăcătușu, o doamnă pe care eu o iubesc din suflet, o voce extraordinară și o las să vă încânte acum. Victorița Lăcătușu! Confum, ce-am greșit pe lumea asta ca să le plătesc acum. Ce-am iubit-o meu odată să risipit ca un fum. Ce-am greșit pe lumea asta ca să le plătesc acum. Doamne, n-am crezut că am să-i iubesc, să n-am noaptea sub și să pătimesc. Doamne, n-am crezut și să pătimesc. Așa, ias, ias. Dorată, așa. Mică dor de la tine, i-a făcut ce-a vrut din mine. În loc să dorul din lume, mică dorul de la tine, i-a făcut ce-a vrut din mine. În loc să-mi dai zile bune, mi-ai dat dorul din lume. Doamne, n-am crezut că am să-i iubesc, să dau noaptea somn și să pătimesc. Doamne, n-am crezut că am să-i iubesc, să dau noaptea somn și să pătimesc. Așa. Merg la deal și merg la vale, peste tot îmi ieși în cale. Ochii și gurița ta e inima. Merg la deal și merg la vale, peste tot îmi ieși în cale. Ochii și gurița ta închinuie inima. Doamne, n-am crezut că am să-i iubesc, să dau noaptea somn și să pătimesc. Doamne, n-am crezut că am să-i iubesc, să dau noaptea somn și să pătimesc. Mulțumesc frumos, mulțumim din suflet, mulțumesc maestre, mulțumesc Rapsodia Vâlceană, băieți extraordinari. Și dumneavoastră sunteți minunați! O strofă cu Alin? Haide din murguletii, până la mândra peste ji. Cine te-o prindea lui să fii, cine te-o prindea lui să fii. Când o-i zici odată, hăi, peste șapte vei să săi. Când o-i zici odată, hăi, peste șapte vei să. Haide! Și mergi la pas, hai gine și mergi la pas. Când buiestru nu te las, când buiestru nu te las. Când ai zici odată,
viață să ai 70 de văi, 7 văi, 7 vâlcele, până la mândrele mele, până la mândrele mele, care m-am iubit cu ele, până la mândrele mele, care m-am iubit cu ele. Alin, Gabriel Matei, sărbătoritul nostru de astăzi. Felicitări, copil minunat! Felicitări și dumneavoastră, vă pupăm! Când spui Gorj, spui Maria Loga. Iar când spui Maria Loga, spui Gorj. Maria Loga! Se dugai rând pe rând și-ai pătrânit cântând. Văd că mai trecut un an, pătrâniția-mi e dușman. Se dugai rând pe rând și-ai pătrânit cântând. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume ani tinereții. Când văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Unde s-a ni tinereții, trec încet pe apa vieții, vremea în loc nu pot opri. Și încă o zi, unde sunt itinereții, trec încet pe apa vieții. Vremea în loc nu pot opri, trec o zi și încă o zi. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume ani tinereții. Când văd copii sănătoși și bine, râde sufletul. Cu păral nu-mi e rușine, am copii mari cât mine. Doamna vieții văd că-mi umple de argint părul la între. Cu păral nu-mi e rușine, am copii mari cât mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume ani tinereții. Sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am la tâmpli ghiocei și în brațe nepoței, copiii mi-am rostuit. Am la tâmple ghiocei și-n brațe nepoții, copiii mi-am rostuit, degeaba nu am trăit. Am trecut de jumătatea vieții,
de mulțumiri. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Au trecut 7 ani de când eu n-am mai pus piciorul pe această scenă. Acum 7 ani, doamna Ioana Anton m-a sărbătorit aici. Spectacol pe care cred că unii dintre dumneavoastră nu l-ați uitat. Atunci era lângă mine un om drag sufletului meu, un coleg bun, pe care l-am iubit, pe care l-am prețuit și l-am respectat, Petrică Mâțu Stoian. Ei bine, pe Alinuț, micuț, drăguț, te rog să vii lângă mine, fără lacrimi. Hai că de-abia mă abțin, nu trebuie să vadă lumea, da? Pe Alinuț l-am cunoscut când era de vreo 9 anișori. La un spectacol am făcut o fotografie, l-am luat de bărbiță și i-am spus Alinuț, micuț, drăguț. Ulterior ne-am cunoscut la un spectacol, la un concurs de muzică populară, la o televiziune. Și de atunci am rămas în relații extraordinare, dar și mai mult ne-am apropiat, sufletește vorbind, de la plecarea lui Petre. Pentru că Petre l-a iubit foarte mult, l-a ajutat. Și dacă Petre l-a iubit, îl iubim și noi. Tinerețea mea frumoasă este titlul care dă numele albumului pe care noi îl sărbătorim în această seară. Este o reușită la vârsta lui, un album executat sub bagheta maestrului Nicolae Bodgros. La Chișinău este o mare realizare. Te felicit din tot sufletul, îți doresc succes în continuare. Mulțumesc din suflet. Și să știi că Petre este acolo, ne aude, ne vede și te veghează mereu. Mulțumesc. Cu siguranță nu-l vei dezamăgi niciodată. Asta sper și asta mi-am propus. Sunt puțini oamenii care, după ce maestru Petrică Mâțu Stoian a murit, m-au și ajutat. Doamna Maria Loga este printre puținii oameni care m-au ajutat și mă suna, doamna Maria, mă suna să mă întrebe ce fac. Pentru mine apelul ăsta a fost și a însemnat extraordinar de mult, pentru că o artistă de talia dumneaei mă suna pe mine, care eram un puști, și nu că acum aș fi mai bătrân, să mă întrebe ce fac și cum sunt. Doamna Maria, vă mulțumesc din suflet. Pentru mine ai rămas tot Alinuț, micuț, drăguț. Și așa vei rămâne mereu. Succes, Alin! Să rămână din suflet! Am zis că am timp de tot. Trece viața, e de zboară, se strânga ca o povară. Și n-am stat să mi socot. Am zis că am timp de tot. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Puneți preț pe viață, pe fiecare secundă trăită e prețioasă. Nu se știe când va fi ultima. Văd cum trece viața mea și nu pot oricât aș vrea. Toate să le rostuiesc, toate să le ghibzuiesc. Văd cum trece viața mea și nu pot oricât aș vrea. Toate să le rostuiesc, toate să le ghibzuiesc. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n
n-am pus preț pe anii mei. Mi-ar trebui cin să le muncesc din greu, cin să trăiesc cum vreau eu. Să fac tot ce mi-aș dori, 10 vieți mi-ar trebui cin să le muncesc din greu, cin să trăiesc cum vreau eu. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea, când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea, când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Sunt ca ieri, văd că nu mai sunt puteri. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce mai rămas. Astăzi nu mai sunt ca ieri, văd că nu mai sunt puteri. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce mai rămas. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea, când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea, când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Vă mulțumesc, dragi argeșeni. Să știți că vă prețuiesc, vă respect, vă iubesc și vă mulțumesc nu numai celor din Mioveni, din tot Argeșul. Pe acolo pe unde m-au purtat pașii, în toate spectacole din tot județul Argeș, argeșenii m-au primit cu palme, cu palme calzi. Mii de mulțumiri și vă promit că ori de câte ori voi fi invitată, voi veni cu tot sufletul la dumneavoastră. Mulțumesc, rămâne sănătos și cu bine! Puiuț! Cățelă Laura. Ești Laura? Să crești mare, că frumoasă ești. Da. Să vă trăiască. Mii de mulțumiri. Vă îmbrățișez. Nume emblematic al folclorului românesc, cu o carieră de succes pusă pe seama seriozității cu care a tratat cântecul popular și tot ceea ce înseamnă un act artistic la scenă deschisă, Niculina Stoican își găsește timp și pentru tânăra generație, iar acest lucru este demn de luat în seamă. Niculina Stoican! Dragoste pe ascuns.
a iubit măcar o dată. Pe cărarea ce ducea până la ușa la Nica. Și mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc mult, 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 mult de tot. De obicei nu pun florile jos, dar, maestre, avem mult de cântat. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc orchestrei, mulțumesc maestrului dirijor, din tot sufletul, pentru ajutor și pentru faptul că sunt atât de deschiși să vă aducem în față spectacole live, să cântăm, să ne auziți cântând. Este minunat. Felicitări orchestrei din tot sufletul și maestrului dirijor. Îi mulțumesc din tot sufletul. Și la nu mai e.
tacere. Nu pun ban pe ban, ca la câți ani. Nu mai vreau afere, vreau numai plăcere. Nu pun ban pe ban, ca la câți ani. Nu mai vreau afere, vreau numai plăcere. Nu pun ban pe ban, ca la câți ani. Nu mai vreau afere, vreau numai plăcere. Mulțumim frumos! Rapsodia Vâlceană, aplauze. Minunați colegii noștri, le mulțumim din suflet și maestrului dirijor. Mai spune o dată. Te iubesc. Și dăm și un pupic. Și spune și cum te cheamă. Cățelă Raura. Raura. Și mai îmi dai un pupic cu scârță, așa, să se audă. Cățelă Raura. Raura, da, am înțeles. Îți mulțumesc din suflet. Ai venit cu mami? Da. Bine, bravo, mulțumesc pentru floricică. Te duci la mami acum? Da. Bine, da. Mulțumesc. Să-l joci bine, la-i da, la-i da, da. Mărunțel și fără frică, la-i da, la-i da, da. Că stai dansul-i un gurică. Bine, mă, bine! Ca la Creștina! Sus, 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 sus! Și-o și ce, și-o și ce, și la mine uite ce! Și-așa, și-așa! Andreea cea specială, Andreea care ea locuiește aici, în Mioveni, este o tânără foarte specială, specială întru totul, așa după cum vedeți, și mai special este sufletul și mintea, pentru că este cu totul dedicată cântecului popular, iar pentru mine face de 13 ani lucruri incredibile. Avem un fan club pe care ea l-a înființat și care, aplauze, acum 13 ani și avem peste 100.000 de urmăritori. Sunt 100, câți, Andreea? 122.000 de urmăritori.
Și le mulțumim fiecăruia în parte. Ea se ocupă de amănunt de activitatea fanclubului, de postări, de absolut tot ce ține de numele meu și este o zi specială pe care ea și-a dorit să o marcheze așa și să cumva să mulțumească tuturor celor care îi prețuiesc munca, așa cum și eu o prețuiesc, dar să le și mulțumească pentru faptul că sunt în fanclub, că urmăresc activitatea, că la rândul domniilor lor postează tot felul de lucruri în online, pentru că acestea sunt timpurile. Așa suntem mai aproape unii de ceilalți, iar pentru mine nu poate fi decât măgulitor să văd că sunt iubită, prețuită și apreciată de toți cei care mă înconjoară. Îți mulțumesc din suflet, Andreea! Mulțumesc! Mulțumesc! Asta este? Da, aș vrea să mânez și eu o lampă 3D cu comoara sufletelor noastre, care ne încântă sufletul cu vocea sa caldă și frumoasă. Și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ne oferă și ne bucură sufletele. Mulțumim din suflet, Andreea, mulțumesc frumos, vă mulțumesc și dumneavoastră. Oh, și o iconiță care este goblen. Este goblen, lucrat în diamante. Oh! Și sfințită. Mulțumesc din tot sufletul, Andreea, asta n-am să o pot să o pun jos, va trebui să o păstrez aici pentru că nu se cade iconița să stea jos. Mulțumesc din suflet. Da, și iconița și florile. Mulțumesc din suflet. Din partea fanclubului Niculina Stoican oficial. Mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc. Sunt măgulită și vă mulțumesc din suflet pentru tot ce trăiesc în fiecare zi, datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc nespus, mulțumesc! Minunate momente, să știți că pentru fiecare interpret, asemenea momente, sunt de neuitat și de netăgăduit, pentru că noi pentru asta trăim. Dacă n-ar fi dragostea dumneavoastră, nici noi n-am exista, nici ceea ce facem și nici ceea ce suntem. Tocmai de aceea, pentru mine, bucuria sufletului meu este această împlinire. Puterea pe care am avut-o de a deveni exemplu. Devenind exemplu, trebuie să ai mare grijă cu ceea ce faci, cu sinele tău, dar și ce dai celor de lângă tine. Pentru că noi, cei care cântăm cântec popular, suntem stăpânii patrimoniului imaterial al acestei țări. Și trebuie să avem grijă și respect pentru ce am moștenit de la bunii noștri și ce dăm mai departe generațiilor viitoare. Eu am ce dărui, am cui dărui și sunt mândră că am sufletul de a dărui. Alin Gabriel Matei! Să vă ocrotească și să vă aducă numai sănătate. Îți mulțumesc din suflet. Și nelipsiții mei trandafiri, ori de câte ori mă întâlnesc cu el, primesc trandafiri. Le mulțumesc din tot sufletul. Lui și părinților lui. Vreau să vă spun că Alin este un copil care a pornit pe drumul lui. În primul rând are o profesie pe care a îmbrățișat-o în uniforma statului și merită tot respectul și toată prețuirea. Apoi, și-a dorit din suflet să cânte, este o pasiune pentru el și dacă din asta va face și o profesie pe parcursul timpului, el va hotărâ. Important este să fie vertical, să fie drept, să fie demn, să fie mândru și frumos, așa cum îi stă bine unui argeșano-olteano-mehedințean. Thank you.
mândră iubește și la mine te gândește mândră. Iubește bună și rea, că nu știi care-i a ta. Iubește-mă și pe mine, că nu știi ceasul când vine. Iubește bună și rea, că nu știi care-i a ta, mă. Iubește-mă și pe mine, că nu știi ceasul când vine. Aș muri în brațele tale, mândră. Of, of, micul meu șal, cui te are? Aș muri în brațele tale, neica. Dacă nu te văd o zi, noaptea nu mai pot dormi, mă. Că nu te văd o zi, noaptea nu mai pot dormi, mă. Dacă nu te văd o seară, gândurile mă omoară. Aci! Să trăiască! Cine cântă? Costile noastre au rămas pustii pe coaste, mândră. Of, of, mică dragostile noastre au rămas pustii pe coaste, neică. Fusă-i vineri pe la ele, răsări să viorele. Viorele flori atunci când le vezi, neică, să plâng. Să-i vineri pe la ele, răsării să viorele. Viorele, flori adânci, când le vezi, nici să plângi, măi. Dragostea mi se gata. N-ai crezut că vremea vine, nana, să mă las de tine, să uit dragostea curată ce ne-a plecat odată. Ce-a fost frumos a trecut, ce-am avut mândru-am pierdut. Amândoi de ce să fim dacă nu ne iubim? Treceam dealuri, treceam în văi, numai să-ți văd ochii tăi. Și tu, puișorul meu, m-ai iubit, nu-mi pare rău. Dragostea noastră cea mare, n-o mai fi alta sub soare. Nici ca mine, nici ca tine, nu s-or mai iubi pe lume. Când treci pe drumuri de munte, mândru-o să-ți aduci aminte, că te așteptam, puiule, să-ți arăt buzele. Și-mi spuneai că floarea mine nu
poți să trăiești pe lume. Și ne iubeam până în zori, n-ai să uiți până mori. O să pot să uit că pe brață te-am ținut. Singur el pe lume o-i fi, de tine mi-o-i aminti. Îi vis sau-i adevărat, drumurile ni se împar. Într-o parte e un alta, că așa ne-a fost soarta. Dă-mi vreme că ori nu-mi vrea, cât și când tot nu-mi vedea. Și n-a câmpul inimii, dragostea noastră-o fi. Mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim, Doamne, câte daruri. Câte daruri. Hai că le pun jos. Așa, le punem aici. Mulțumim din tot sufletul. Sunteți minunați. Toată casa o să fie plină de flori. Și o să ne amintească zile întregi de prezența dumneavoastră, de efortul pe care îl faceți de a veni într-o sală de spectacole și mai mult decât atât, de a ne aduce flori. Este cea mai mare recunoștință pe care o putem primi de la dumneavoastră și vă mulțumim din tot sufletul. Mergem mai departe. Al meu. De la Craiova. Este și Bucureștiul aici, este și Craiova. Și de undeva o dăscăliță din Banat ne-a trimis. Câtă bucurie, câtă dragoste. Vă mulțumim. Cântecul popular este pe mâini bune. Și aici, pe scenă, dar și în sală, alături de dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Și orchestrei, Rapsodia Vâlceană și maestrului Cristi Caliu, mulțumim din suflet. Aplauze. Cântăm un dans ca la mehedinți. Păi da, că ești mai multe ca la mehedinți. Așa facem, ia să vedem cu dansul, că-i mehedințean. Părât, da e. Mândrulița mea prejneană, lai, 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 lai. E bună de pus la rană, lai, 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 lai. Cu ochi mari și gură dulce, lai, 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 lai. Să vege că-i ce la munce, lai, 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 lai. Pe mersul picioarelor, lai, 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 lai. Pe rotatul poalelor, lai, 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 lai. Și pe mijlocel subțire, lai, 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 lai. Mă bagă pe mâncuțâle, bă, așa! Iar mă sui cu lelea-n pot, să mă frece cu oțăt, mă. Și așa, și așa, și pe toate părțile. Cine se uită, mă vege, lai, lai, la, 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 la. Cine ce uge, ce crege, lai, lai, la, 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 la. Așa ochi și așa guriță, lai, lai, la, 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 la. Nu are orice mândruță, lai, lai, la, 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 la. Și nici dansul ca și mine, lai, lai, la, 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 la. Nu-l poate juca oricine, lai, lai, la, 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 la. Dă-și gine-a m-a furisă. Joc și l-ai iubit, ca să știți, așa! Sus, 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 sus! Bine! Ca la Preșna! Și este viața! Doamne! Trandafir și măierane, lai, lai, la, 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 la. Izvârșan și cu prejnele, lai, lai, la, 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 la. Cu drag la lume cântăm, lai, lai, la, 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 la. Ca la vorba să mănăm, lai, lai, la, 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 la. Tu micuță și istață, la, 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 la. Tu fălor și cu mustață, lai, lai, la, 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 la.
de toată lumea iubiți, la 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 la, că venim din Mehedin, sa 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 sa. Vă mulțumim din tot sufletul! Mulțumim din tot sufletul! Și pentru că... Lina, Lina, Niculina! Așa să fie, pentru că sunt convinsă că de undeva de sus și Petre ne privește și este tare mulțumit de tot ce se întâmplă cu Alin, de evoluția lui și de ce se întâmplă în jurul lui. Am pentru dumneavoastră o surpriză și pentru că ne-ați cerut Lină, Lină, Niculină, maestre sârbă fa major, să vină lângă noi pe cine cresc eu, cu nădejde, cu încredere că ziua de mâine și cântecul popular este pe mâini bune. Marian Medregoniu! Ești pe la grădină, Lină, Lină, Niculină, ea mai ești pe la grădină. Sparsă răboi într-un colț, măcar porumbii toți. Sparsă răboi într-un colț, măcar dulienii toți. Mai e o nană, mai e o nu, că ne prinde bărbatul. Mai e o nană, mai e o nu, că mă-mi face bărbatul. Lasă, Lină, să te bată, numai tu ești vinovată, că veni seara la poartă și-mi dădești curița toată! Așa, așa! Ce? Să trăiască cine-o cerut și cine-o dat! Așa, 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 așa! Nu știu, nară, nu știu, zău, și ce-ți ține de capul meu. Tu nu vezi că-ți măritată mâine ori focul ce soartă. M-a dus să-i duc urât să-mi pună salpă la gât. M-a dus să-i duc urât să-mi pună salpă la gât. Băi, e o nană, băi, e o nu, că ne prinde bărbatul. Băi, e o nană, băi, e o nu, că mă face bărbatul. Lasă, Lină, să ce bată, numai tu ești vinovată. Ai venit să sar la poartă și-mi dădeați curița toată, mă! Toată! Și mă! Măi, mândruță, lumea rea vrea să-mi strâșe dragostea. Să ținege capul meu, să ne facă mândru rău. Către unul, către altul, până când să umple satul. Toată vara pe zăvoi, o fost vorba tot ce noi. Băi, e o nană, băi, e o nu, că mă face barba tu. Băi, e o nană, băi, e o nu, că mă face barba tu. Lasă, Lină, să ce bată, numai tu ești vinovată. Ai venit asar la poartă și mi-ai dat gurița toată. Lasă, Lină, să ce bată, numai tu ești vinovată. Ai venit asar la poartă și-mi dădești gurița toată, mă! Așa, așa! Țineți minte că v-am văzut de bine. Noi ascultăm? Cine n-are ivornica, Doamne, la vremea de-acuma, de el și dracu o râde, Doamne, dar și toată lumea. Ăla nu e om, ori-am bătrânit, ori nu-i cu lumea la rând, ori s-a pocăit.
auzi, Mariane, ia te ascult. Să nu zici că ești bătrân, cât picioarele te țin, mă, cât mai poți să strângi în brață, că-i puișor frumos la față. Băi, ăla nu e om, ori am bătrânit, ori nu-i cu lumea la rând și n-am mai iubit. Ăla nu e om, ce n-are dușmani, măi, dacă n-are poate să-și facă, că nu-l costă bani și așa. Nu-l costă bani puțin. Viața-i bună s-o trăiești, cât ești tânăr să iubești, cât ești tânăr și în putere, nu ierta nicio muiere. Ăla nu e om, ori am bătrânit, ori nu-i cu lumea la râde, ori s-a pocăit. Ăla nu e om, ce n-are dușmani, dacă n-are să-și facă, că nu sunt pe bani puțini. Așa! Așa! Sus! 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 Pentru mândra mea frumoasă îmi pierdui ziua de coasă. Pentru mândra mea frumoasă îmi pierdui ziua de coasă. Și-aș mai pierde încă trei, că-mi e drag de ochii ei. Și-aș mai pierde încă trei, că-mi e drag de ochii ei, mă! Așa, 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 așa! Să te duci tu la coset, că mie nu-mi place. Mă chem la făcut clar. Ia-uzi! Eu la mândra când mă duc, uite, coasă și de plug. Eu la mândra când mă duc, uite, coasă și de plug. Uite, plug și uite, coasă. Stau la mândra că-i frumoasă. Uite, plug și uite, coasă. Stau la mândra că-i dată dracu, mă. Așa, 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 așa. La vară dacă o fi bine, am să-mi iau mândra cu mine. La vară dacă o fi bine, am să-mi iau mândra cu mine. Să cusim vânul cu rouă, să începem dragoste nouă. Iar seara pe după cină, să-i mai spun căci o minciună. Să cusim vânul cu rouă, să începem dragoste nouă. Iar seara pe după cină, să-mi pun mândruța pe mână. Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumim! Nu știu dacă ați observat, dar am să vă mărturisesc eu. În timp ce cântam cu ei, îi și întreb, ce urmează acum? Ce cântăm acum? Uneori știu, alteori nu știu, dar pentru ei este un examen pe care îl dau de fiecare dată. Ei imediat spun versul. Sunt doxă de cântec popular. Asemenea, tineri trebuie
să fie prezenți pe scenele țării. Să învețe de la cei din preajma lor, să fie serioși, să fie modești și să învețe carte. Întotdeauna vor avea loc lângă mine, pentru că tot ce este frumos în România este iubit de mine cu desăvârșire. Și ca să le mai dăm un examen, fa major, acordă doină și încheiem. Niofo, frunzuliță firu, ierbi, Niofo. Doamne, și mă-ntreabă ce-am de gând. Lume, lume, eu le spun că am un drum lung,
eu le spun că am un drum lung. Am o cale îndelungată, unde n-am fost niciodată. Am o cale îndelungată, unde n-am fost niciodată. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim, mulțumim orchestrei Rapsodia Vâlceană, aplauze, minunați, un maraton adevărat, mulțumim maestrului Cristi Caliu din tot sufletul pentru tot efortul depus, mulțumim organizatorilor, vă mulțumim dumneavoastră, rămâneți binecuvântați cu fiecare clipă pe care o trăiți. Vă mulțumim din suflet!